Comandamentul de iarnă al Comisiei Județene pentru Protecția Consumatorului din stațiunile de pe Valea Prahovei s-a derulat în perioada 15 decembrie 2014-11 ianuarie 2015. În tot acest timp au fost verificați aproximativ 60 de operatori economici ce desfășoară activități turistice. Amezi, însă, au fost aplicate în cazul magazinelor de alimentație, dar și în cazul centrelor de închiriere echipamente. S-au aplicat 13 amenzi în valoare totală de 165.000 de, mii de, mii de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru lipsa etichetelor. Inspectorii atrag atenția că există și o practică a comercianților în ceea ce privește data de valabilitate. Deci este o practică atunci când un produs se, se apropie de sfârșit de sfârșitul perioadei datei durabilității minimale, există o practică în care se taie se comercializează sau se îndepărtează eticheta? O tot, practică a, a comerciantului, a comerciantului, motiv pentru care ca și sfat este cine nu cine cumpără, chiar dacă e să cumpere o, bucăți, o bucată de preparat din carne mai mică decât apare și zona de informație, cel puțin acolo poate solicita restul de baton. Există însă și o veste îmbucurătoare, având în vedere că stațiunile de pe Valea Prahovei au căpătat în ultimul timp un interes turistic nu doar local, dar și național și internațional. Mai exact, Valea Prahovei se situează printre primele zone turistice în ceea ce privește serviciile oferite. Din punct de vedere prestării serviciilor turistice, eu zic că Prahova se se situează undeva în primele locuri. Din ce în ce mai puțin deficiențe, din ce în ce mai puține abateri de la legislație pe fiecare an. Atenție, însă, consumatorul are drepturi. Astfel, dacă ne confruntăm cu situații în care cumpărăm produse alterate, fără etichetă sau depozitate necorespunzător, trebuie să respectăm următorii pași. Administratorul trebuie solicitat trebuie solicita să se prezinte la fața locului sau vânzătorului să-i atragă atenția că produsul nu este în regulă. La fiecare unitate trebuie să existe numărul de telefon al protecției consumatorilor, păstrați bonul de casă at atunci când ei nu vor să remedieze deficiența respectivă și să, să sune, sunați la, oficiu, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor.